Bună dimineața! Este 10 fără 5 minute. Ce m-a mai deranjat la această cazare a fost faptul că 9 jumătate a zis că trebuie să eliberăm camera. Bine, i-a zis că putem să stăm până la 10, dar tot și 10 mi se pare destul de ciudat, pentru că dimineața te trezești, ești buimac de somn, copiii vor să doarmă poate mai mult, până îți pregătești bagajele, până le cari, până îți faci un duș, așa că am fost puțin mai pe grabă, m-am trezit de la 8. Asta nu mi-a plăcut și la această cazare. Nu am avut niciodată check-in de ora 10, din câte mi-aduc aminte am avut doar 11 și 12. Da, mai ales când auzi mama ieri că a zis că la 9 jumătate dimineața trebuie să eliberăm camera, s-a enervat maxim. Chiar a zis că uite mă, intrăm la ora 6 și ceva și dimineața trebuie să eliberăm repede și prețul e întreg. Îi zic, păi na, ce vrei, așa e peste tot, și la hotel și peste tot. Nu-ți face ei nicio reducere la preț, în niciun caz. Peste tot unde plătești, unde te cazezi, așa plătești, indiferent la ce oră intri. Deci în Bulgaria am intrat la 6 și ceva la cazare. Acum vom merge să luăm ceva de mâncare, să mâncăm și să avem pe drum probabil niște forneti. Voi lua, că am văzut că are și forneti și câteva chestii, nu știu, să avem să mai ronțăim. Ne-am luat și câte un bidon de cola și avem și apă și un bidon din ăla de prigat cu limonadă, îmi place mult. Și trebuie să aveți grijă dacă veniți, că sunt diferențe de prețuri. Deci, într-un loc, un bidon de Coca-Cola e 7 lei la 2 litri, în alt loc e 10 lei, 12 lei. Sau diferențe de preț, un litru 25 are 6 lei într-un loc și de 2 litri 7 lei. Deci, mai bine e la de 2 litri că dai 7 lei decât să iei la un litru 25 să dai 6 lei. Așa că sfatul meu este să vă puneți, indiferent că mergeți la noi în țară sau în alte țări, cumpărați-vă de la Selgros, Carrefour, Kaufland, de unde vreți, la hipermarketurile mari. Chiar și în Constanța deveniți să luați de la hipermarketurile mari, deși nu știu dacă în Constanța nu e prețul mai mare, având în vedere că sunt stațiunile astea lângă. Și nu este o rușine faptul că pleci cu portbagajul plin cu apă, cu suc, cu bere, cu toate cele. De ce să-i îmbogățim pe ăștia de la mare când putem să facem altceva cu banii ăia? Pentru că prețurile mi se pare exagerat de mari. Deci exagerat de mari. Să dai pe un bidon de suc 12 lei la 2 litri, pe mi-au două la Brașov sau la un hipermarket mare. Așa că vi le cumpărați de acasă și protecții solare, la fel, toate cele, tot ce aveți nevoie, colace, umbrele și tot ce aveți nevoie, mergeți la Jumbo, la Carrefour, în alte locuri și le găsiți mult mai ieftine. Mult mai ieftine, uite. Fuse, Stiop, Lay, bidon mare, Fanta și Cola 2, la 2 litri 10 Vine lei. aici, Florin, am găsit. Și acum, bineînțeles că dacă vii la mare și vrei să bei o cafea, un frappe, un suc granita, un fresh de portocale sau alte lucruri, bineînțeles că le cumperi, că și noi am cumpărat. Nu am stat și am luat doar și am băut de acasă și am făcut cafea doar de acasă. Pe mie sandwich-ul ăsta îmi place cum arată, dar nu știu acum că cu șuncă, nu. Nu. Hai, hai că am văzut mai jos niște sandwich-uri, să vedem dacă are, să luăm și niște forneti. Uite podul! Am cumpărat niște forneti. Am mâncat și înghețată cu cafea, care e foarte bună la gust. Și am vrut să cumpărăm niște sandvișuri și niște pizza, dar sincer să fiu, nu am cumpărat. Am zis mai bine mâncăm forneti și pe drum ne vom opri să mâncăm undeva la București sau așa, da? A oprit? Sandvișurile nu arată tocmai bune, nu-mi place, nu tocmai bine. Nu-mi place că sunt acolo în vitrină și aseară le-am văzut castraveții, deja îi schimbase culoarea, salata deja schimbase culoarea și aspectul și nu vreau să riscăm să ne îmbolnăvim, să stăm ni, da, să mâncăm niște sandvișuri care stă în vitrina aia acolo în soare. Așa că acum ne îndreptăm către autostradă și
Vedem, la București cred că vom opri la McDonald's. Chiar mi-e dor de McDonald's-ul de la noi să mâncăm. Ori dacă nu McDonald's, altceva. Găsim noi ceva la București, nu este nicio problemă. De aici? Imediat o să treacă, că autostrada o facem repede. 240 de km până la București doar pe autostradă, e bine. După aia de la București o să mai mergem până la Nistorești, bine. Sunt bucuros că plec în Brașov. Ești bucuros că pleci în Brașov? Și eu sunt bucuroasă, abia aștept să-mi văd casa, animăluțele, să le iubesc pe toate. Uite, 221. Eu și o să le pupăcesc. Și eu. Uite. Nu, ăștia nu mai au loc unul de altul în spate. Doamne, atâta se ceartă că cred că îi leg unul pe mașină și unul pe capotă, unul pe lunetă îi pun. Îl pun unul, îl întind pe capotă și leg și unul îl mai pun aici sus, unde se prinde portbagajul. Așa e bun. Oare cât mai avem? Vreo 100 până la București sau puțin? 60? În jumătate de oră ajungem la București, este 12 și un minut. Mergem să mâncăm ceva. Eu zic că undeva pe la vreo 4-5 maxim suntem acasă. Este 12:36. Am ajuns de câteva minute în București și acum ne îndreptăm către un McDonald's să mâncăm ceva, să ne dezamorțim puțin și noi și copiii. Și apoi dăm direcția către Brașov, să fim la un 4-5 maxim și noi acasă. Până ne cărăm bagajele, vreau să fac curat la animăluțe, vreau să le drăgălesc, trebuie să gătesc ceva pe seară. Mie... Păi dacă mă încep la 1, nu mai mănânc seara. Faci tu cald. Trebuie să mai mâncăm și acasă ceva și mi-e dor de mâncarea românească, tare, 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 tare. Păi de mâncare românească ce? Nu știu, mămălică... Păi ai mâncat aseară. Păi am mâncat, dar aș mai mânca. Nu știu, mă gândesc, eu văd ce gătesc. Dacă nu cumpărăm ceva de la fast food și gata, și gătesc mâine. Vedem. O să ai timp de gătit. De mâine, da, o să am timp. Mâine în Brașov? Da, de mâine, de astăzi în Brașov, gata, da. Vacațion, a fost vacanța lungă, de acum cine știe ce se mai ivește, ce mai merge, pe unde mai merge. Adică și în Cipru auzi. Am fost și în Cipru, exact. Și auzi vacanța lungă, lungă, lungă. Vacanța lungă, lungă. Păi anul ăsta ai fost în Cipru, în Bulgaria, în Grecia și în Costinești, România. Ai pus în atâtea locuri, gata vacanța pe anul ăsta. Mai mergem pe aici, colo, în apropiere de acum. Vedem ce ne mai rezervă viitorul. Da, ce mi se mai pune mie pata. Cred că mie mi se pune pata de ceva. Îmi vin mie ideile. Eu acum trebuie să mă odihnesc, că sunt foarte obosită și nu, acum și gratis de mi-a dat cineva o vacanță, nu mai pot să o fac pentru că sunt epuizată. Deci cine zice că dintr-o vacanță vii cu bateriile încărcate, la mine nu este valabil așa ceva. Eu sunt acum cu bateriile descărcate. Probabil, da. Eu dintr-o vacanță întotdeauna vin mult mai obosită decât am plecat. Sau când merg la piscină, când merg la grătar, la fel sunt foarte obosită, foarte. Am venit la McDonald's să mâncăm. De unde să ăștia? Ce face tactul atâta adesea? Ne-am luat câte o ofertă combo. Da, mama. Cât e un frappe, limonadă pentru copii și o porție cu aripioare picante. 5 aripioare picante, nouă ne plac mult, dar nu reușesc să mănânc mai mult de 3-4. Puneți acolo. Hai să iau, că mie astea îmi plac așa. Frapeu era așa de fain când l-a făcut, dar până ne-a dat toată comanda s-a lăsat în jos. Limonada e bună, Seli? Bună, așa? Și frapeu de la McDonald's, dacă nu l-ați încercat, să-l încercați, că e foarte bun. Și ieftin. Mamă, dar ce bună e limonada. Și limonada să o încercați. Noi am luat limonadă cu mango. Acolo și are și cu fructul pasiunii și are și limonadă simplă. Asta e chiar foarte bună limonada.
și frapeul. Limonada costă 11 lei și ceva și frapeul mare 13 lei și ceva și cel mic 12 lei și ceva. Deci chiar e cam cel mai ieftin față de Starbucks și alte cafenele de unde am încercat. Și bun! Elis, e pauză! Am ajuns la Bușteni. Aici este... Opa! Hai, Neagoie! Bagă că eu aici sunt cam în... Cam în rampă. Cam în rampă și mie nu prea-mi plac rampele. Nu-mi plac rampele deloc. Aici, până în Bușteni a plouat. Bine, și a plouat și aici, dar noi când am ajuns la Bușteni nu mai plouat. Dar a plouat la Câmpina, Comarnic. Marc. Și acum oprim să cumpărăm de la Lidl ceva de aici din Bușteni. Că după aia noi suntem în drumul nostru. Sully. Da, e sânge, tati. Ce, să-l spurge sânge? Da, la picior. Vreau să cumpăr niște lapte și ceva pâine, că nu avem acasă lapte, pâine, nu știu ce mai. Și înghețată cu gogoașă. Înghețată în formă de gogoașă, dacă o găsești. Dacă găsești, hai. Uite, acolo. Hai, aici ai o grămadă de... Placă de aici. Coadă. Placă de aici. Placă de aici. Oh my God. Placă de aici. Haide, băi, dă-te că eu nu pot să conduc, mă. Te bagi atâta în mâna mea. Mamă, de la 36 de grade din București, am ajuns la 16 grade jumate și eu sunt subțire îmbrăcată, adică mai dezbrăcată. Sunt așa cu buricul gol. A? Mergem să cumpărăm câteva chestii, lapte, pâine, vedem ce mai luăm, nici nu știu ce să gătesc în seara asta, că sincer să fiu, m-am săturat parcă de atâtea fast food-uri, atâtea mâncăruri din astea. Aș vrea ceva, nu știu, diferit, dar nu știu ce. Uhu, dar și mi se va șapelea găinii. Eu. Limonadă cumpărat degeaba, ia uite ăsta ce murdar e, Marc. Mâncat înghețată s-a făcut ca un purcel. Și apropo, ni s-a stricat și portbagajul din nou și dacă vă aduceți aminte, l-am făcut acum vreo două luni sau o lună și ceva, ceva de genul. Iar ni s-a stricat, trebuie să mă bag pe acolo să scot, să deschid portbagajul de aici. Asta este a treia oară când ni se strică portbagajul. Am ajuns și noi acasă, la animăluțele noastre de-a dragoste și am cumpărat de la Lidl câteva chestii, 4 cutii cu lapte, înghețată, am cumpărat în formă de gogoașă, nu știu unde sunt aici, am văzut și noi pe TikTok la cineva, sunt rotunde, zici că sunt gogoșele și cu bombonele deasupra, costă 11,99 lei o cutie cu 6. Și vestita înghețată pe care o consumă Marc, 13 lei și ceva, cutia cu 12 parcă. Lăptic, nici nu știu dacă mai aveam lăptic, mai aveam două cutii, una expiră pe 8-a-7-a și una tot pe 8-a-7-a, așa că le voi consuma, le voi face, bine că voi face zile astea, azi suntem pe 5, deci am timp să le consum. Așa... Am cumpărat o cutie cu scoici, vreau să fac ori cu spaghete, ori nu știu. Vreau să fac ciorbă de pui, mi-e poftă de ciorbă acră, îi simt lipsa. Chiar dacă nu sunt cu ciorbele, chiar simt nevoia de ciorbă, supă. Am cumpărat o cutie din asta cu legume congelate, că mai am una în frigider și vreau să fac să mâncăm. Și aici am mai cumpărat o plăsuță cu cartofi, că nici nu știu dacă mai am cartofi în casă. Ia să vedem dacă mai avem cartofi sau nu. Mai avem câțiva, deci aveam. Dar e bine totuși că am cumpărat. Este 6 și câteva minute, iar noi avem de despachetat o grămadă de lucruri. Și un pepene am cumpărat de la Lidl. Chiar sunt curioasă dacă este bun. Fac curat, strâng aici, despachetez, îmi pun toate lucrurile la locul lor. Mașina de spălat o să-mi vină mâine, că am vorbit la telefon. Marc și-a cumpărat un avion galben, nu știu dacă vi l-am mai arătat, și l-a cumpărat ieri și Selena și-a făcut un tatuaj. Foarte fain. Este, zici că e bătut în piele, așa de fain arată. Seamănă cu a meu la culoare și cum arată pe pielea ei, tot așa e. Să dau cu aspiratorul, cu mopul.
Și eventual restul curățeniei la baie și curățenia în casă o voi face mâine. Pentru că acum nu am, e prea mult pentru mine și nu fac față. Animăluțele, drăguțele de ele, sunt bucuroase toate și Mickey, am vorbit cu el, se uita așa, mă asculta. Zice că e un copilaș, așa se uita la mine, zice, minișor, uite, frumos, da. Drăguța lui mama, da, tu, fată, tu. Ține a venit, mămica? A venit mămica acasă? Este 9:22 și eu, maică, mi-am terminat treaba. Sunt super obosită, mi-am făcut curățenie prin casă, curățenie la baie. Ce aș mai fi avut de făcut ar fi să-mi periesc covoarele și să-mi șterg praful. Dar în rest mi-am dat cu aspiratorul cu mopul. Mi-am făcut curățenie la baie, doar că mâine voi face ca lumea. Adică și acum am făcut ca lumea, doar că mâine voi face praful și voi peria covoarele și voi da din nou cu aspiratorul și din nou cu mopul. Am desfăcut toate bagajele. Am tras de mine tare pentru că am vrut să termin și nu mai pot să respir, deci îmi bate inima, uite așa. Acum trebuie să mă duc să gătesc, trebuie să fac baie, trebuie să fac baie lui Marc. Încet, încet să mă bag și eu în pat pentru că am venit așa cu energie, deci probabil că în capul meu mi-am făcut-o, măi, eu trebuie să-mi fac curat pentru că altfel nu se poate. Și am venit cu energie și cu o putere așa de muncă și cu un chef din ăla extraordinar, doar că acum pe final am tras tare de mine și sunt epuizată. Am făcut curățenie la șinșile și acolo era destul de dezastru și în cameră. Dragile de ele, le-am făcut confort pentru că erau leșinate. Deci le-am creat confort cu acest ventilator. Uitați-i și pe griuț cum stă aici, săracul, e leșinat, efectiv, nu mai poate. Le-am făcut curățenie, am aspirat, deși văd că tot mai cade câte o căcărează pe aici colo, că na, altfel nu se poate. Dar le-am făcut curat, le-am dezinfectat puștile cu spirit, le-am șters cu șervețele, le-am aspirat, da. Tot au mai făcut. Bine că nu e asta o problemă, nu mă deranjează chestia asta că face. Important este să fie sănătoși. Asta este pentru mine cel mai important. Și vreau să vă spun că Mickey și cu ochioasa, Daisy nu prea a vrut să stea, dar pe Mickey și pe ochioasa i-am luat în brațe și au fost atât de atenți la mine și acum uitați-l cum se uită Mickey. Deci efectiv nu s-a clintit din brațele mele și asculta vocea mea. Și stătea și îl mângâiam și îl pupam, deci mi-a simțit lipsa drăguțul de el, adică eu zic că el cel mai tare. 2 săptămâni se fac mâine noapte de când am plecat. Ui de griuț cum stă aici, că e cald drăguțul de el. Dar cu aspiratorul, cu mopul, am tras cuștile după cuști, că era numai căcăreze, mi-am udat floarea pentru că n-au dat-o nimeni cât am fost plecată. Și sincer să fiu, nici nu mi-am dat seama să anunț pe cineva să audă, pentru că nu m-am gândit, nu mi-a stat capul la toate. Mi-a stat capul în primul rând la animăluțele astea, că sunt și ei niște suflete. Ia uite cum papățiți acolo la mama lui. Și am făcut aici cura, le-am pus din prima oară când am ajuns în casă, am văzut că e foarte cald, chiar dacă la noi a fost înorat, a plouat, aici la etajul 4 este foarte cald, deci foarte, foarte cald. Și chiar dacă stăm pe spate, uite cum stă un puișor. Am venit acasă, i-am verificat pe toți, m-am uitat la toți în parte să văd dacă sunt bine. Mi se pare că au crescut atât de mult ăștia la alții a lui Daisy. Le-am pus mâncare, le-am pus nisip, le-am pus acolo o piatră din aia ca să roade la ea. Și mă bucur tare, tare mult că i-am găsit în regulă pentru că am stat stresată, deși tot timpul am întrebat de ei, nu a fost ca să zici, mă, i-am lăsat așa. Am despachetat totul, mâine mi-aduce și mașina de spălat și ca să vedeți câte rufe am, pentru că nu am avut unde să le pun. Le-am pus într-o pătură și am băgat toate hainele și doar că nu știu cât de tare se vede, dar e un morman plin, plin. Deci vreau să spun că am numai prosoape și o grămadă de haine, deci de acolo de la pat până sus, plin, cu genți, ghiozdane, toate cele.
Nu am mașină de spălat, că altfel aș fi băgat și eu niște rufe, clar, din seara asta. Aștept mâine să-mi aducă mașina de spălat, nici nu știu la ce oră să ducă. Mi-am făcut curaj și pe aici, pe jos, mi-am despachetat totul și la baie, mi-am făcut curățenie, mi-am șters oglinda, chiuveta, am spălat WC-ul, toate cele, am schimbat covorașele. Așa, și la bucătărie, peste tot. Doar v-am zis, ce aș mai avea de făcut ar fi să fac mâine praful și, bineînțeles că din moment ce șterg praful și periez covoarele, trebuie să iau din nou cu aspirat și cu dat cu mopul. Și la mini am făcut curat, da, și măsuța asta am șters-o. Și pe aici, pe la aia, era dezastru. Florile de aici mi le-am udat. Am schimbat și scutecul. Eu nu știam că aceste scutece speciale au acest lipici. Deci nu știam că au partea asta unde dai jos cărtiuța și au lipici. Nu știam. E perfect că stă bine covorașul pe parchet, nu se mai mișcă. Mini s-a bucurat foarte tare când ne-a văzut. Mini și-a bucurat tare drăguța de ea și vreau să vă spun că am venit și efectiv că de-a părul cu pumnul. Deci ce am găsit în casă, în zona unde a stat ea în balcon. Bine, și nu am găsit numai în balcon și în bucătărie, că am găsit dezastru și prin hol și pe la șinșile, plin de păr de ei. Dar eu cred că din cauza stresului, din cauza că a fost supărată când noi am fost plecați, drăguța de ea. Deci efectiv am îngâiat-o Bogdan și-a luat un pumn cu blane, așa. Noi n-am văzut niciodată să-i cadă atât de tare părul cum a fost acum. Am periat-o și pe ea. Da, minisiorul. De ce vă zi, băpușa? Ce se face? Încă m-am interesat să te iau cu mine când am plecat și toate cazările scriam nu sunt acceptate animale de companie și cred că m-ai fi făcut cu nervii. Deci m-ai fi făcut cu biscuiții 1260 și ceva de kilometri. Mai ales că noi am mai făcut și popasuri, tu ai stilul să latri, să te dai la picioarele oamenilor, la picioarele copiilor. Da, da, ce stai așa, ascultă. Lui Marc a fost foarte dor de casă și de jucării. De prima oară când a ajuns s-a jucat cu toate, a început să scoată toate cutiile. I-a fost drag de casa lui. Aș fi vrut să fac în seara asta ciorbă, dar nu mai pot, sunt super epuizată. Aici în partea asta de la bucătărie, în momentul în care am plecat, mi-am astupat totul. Poate vă vine să râdeți, dar totul mi-am astupat cu un cerceaf. Deci, efectiv, a fost totul acoperit. Când, tot, pentru că știam că Mini va face păr și se va ridica părul și în sus, pentru că părul ei este așa, precum vata, un păr pufos. Nu este un păr din ăla ca să zici, mamă, cine știe ce tare, scârbos, e, zici că e vată. Dar eu am așa o problemă și la chestia asta, oarecum tot îmi e scârbă și mi-am astupat așa, toată partea asta cu cerșaf. Trebuie să mă apuc să-mi șterg și mobila, că uite, se vede și pe aici anumite urme, deși eu am lăsat totul curat, dar se face, că mai vine ceva, mai atinge mobila, mai atinge lucrul, na. Nu poți să stai acum să-i spui, auzi, nu pune mâna acolo, nu lua o cană cu apă să bei, sau așa mai departe. O să mă apuc să fac o limonadă, să o bag să fie la rece. Și aici am niște mere pe care trebuie să le tai, să le pun niște mere la uscat la șinșiloi. Și să fac aceste scoici, niște spaghete cu scoici, cu sos de roșii, să mâncăm în seara asta. Nu știu că va mânca și Marc, dar eu oricum trebuie să fac și pentru noi, că sincer să fiu, mi este cam foame. Și am să închei acest filmuleț. Eu vă pup cu mare, mare drag, vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți și vă doresc o săptămână minunată în continuare. Pa, pa!